Penultima zi din an aduce tot vreme închisă în zonele joase, mai ales în sudul, centrul și estul țării, unde ceața este prezentă pe aproape tot parcursul zilei și pe alocuri sunt așteptate fenomene de tip burniță sau fulguiel trecătoare. În celelalte zone din țară, norările vor fi doar temporare. Soarele își va face și el simțită prezența, motiv pentru care temperaturile zilei se vor situa în jurul valorii de minus 2 grade Celsius, în condiții de ceață persistentă în estul Transilvaniei și sudul Olteniei și 8-10 grade în zonele deluroase, mai ales în vestul țării. Seara ceața continuă să se lase peste sudul, estul și centrul țării, iar noaptea de anul nou se anunță destul de caldă și fără ninsori. La munte și în Transilvania se anunță temperaturi de minus 7 grade, iar pe litoral vor fi 2 grade Celsius. Nici în ultima zi anului norii nu se dau duși de pe cer. Vântul nu dă semne de agitație și temperaturile pornesc de la minus 1 grad în estul Transilvaniei, dar și posibil în nordul Moldovei și sudul Olteniei, unde norii groși și ceața nu lasă să pătrundă nicio rază de soare. Așa că în noaptea de anul nou, temperatura rămâne în jurul limitei de îngheț și nu scade sub minus 1 grad. Marți, la Bolintin, Mihăile și Ghimpas, temperaturile vor atinge 4 grade Celsius, iar la Hotarele, Izvoarele, Comana și Giurgiu, 5 grade Celsius. Viteza vântului va bate cu 10 km pe oră dinspre nord-nord-est, presiunea atmosferică atinge 764 mm pe coloană de mercur, apele Dunării în scădere cu 5-15 cm, cota probabilă 8 cm, iar umiditatea va fi de 89%.